Stefania. Bună dimineața. Neața. Vă aduc știrea momentului. Elena Udrea este însărcinată. A făcut ce a făcut iubit tinerel și a legat-o definitiv de el. Iuzi, Ștefania, mă. Vorbește și rimea, Ștefania. A făcut ce a făcut iubit tinerel și a legat-o puțin de el. A legat-o pentru toată deci viața. El a legat-o, nu? Sau ea pe el? Care crezi că e mai fericit acum? Care crezi că... Eu cred că ea a tras de el. Cui crezi că a pus Dumnezeu mâna în cap? Cui crezi că a pus Dumnezeu mâna în cap? Da, da, ai văzut că s-a modernizat Andreea Udrea, că ci că ar fi apelat... Elena, da. Ce-am zis? Andreea, Elena. Îi dau oaie, da. S-a modernizat pentru că a apelat la fertilizarea în vitro. Exact, și să știi că n-a fost la prima încercare. Ea s-a cam chinuit de ceva timp, pentru că ai văzut că preza mai tot scris că ea își dorește foarte mult un copil. Uite că da, da, e adevărat. De diferența de vârstă dintre ei, ce zici? Nu comentez. De ce? Mă, ce să zic, lui este bine, cred că va fi foarte bine. Altă întrebare, altă întrebare. Altă eu nu întrebare? Mai rezist, nu mai rezist. Crezi altă că întrebare. O iubește sincer sau îi vezi altă întrebare, hashtag altă întrebare, gata. Hashtag altă întrebare. Bine că am scos cușca aia din platou.